Mi-a plăcut foarte mult un argument teologic al părintelui Robert Barron, Father Robert Barron din America, pe care îl urmăresc cu foarte mare plăcere. Și domnia sa spunea un argument teologic pentru existența lui Iisus Hristos. Spunea că nimeni nu își pune semne de îndoială și nu se întreabă dacă Platon a existat sau Socrate a existat, sau alte personaje foarte importante din istoria culturală și istorică, care au trăit cu mulți ani înainte de Hristos, cu 200 de ani, 300, 500, 1000 de ani. Nimeni nu își pune semne de întrebare cu privire la existența concretă și fizică a lor, cum ar fi faraonii din Egipt sau alți regi persani și din toată civilizația care a fost de dinainte de Hristos, cu mulți ani înainte. Dar asupra existenței concrete, fizice, reale, ca personaje, ca om istoric, în realitatea concretă a lui Iisus Hristos, foarte mulți își pun semne de îndoială, care cum spun, existența Mântuitorului Hristos a fost mult mai aproape de noi. Dacă stăm bine să luăm aminte la acest argument logic, el se susține foarte mult. Adică cu privire la un personaj istoric care a răsturnat timpurile istorice, a răsturnat data anilor, anul concret, numărarea anilor, a schimbat tot, practic, în mentalul societății. Consecințele faptului că Mântuitorul Hristos a trăit pe pământ și a înființat lumea creștină este ceva fabulos în umanitate. Dacă această persoană nu ar fi existat și mai ales lucrarea permanentă a lui Dumnezeu în lume, este atât de evidentă, adică ceva care a schimbat din temelii umanitatea care este până astăzi, se vede concret, îți pui semne de îndoială asupra ei. Este o lipsă de discernământ din punctul meu de vedere. Să pui la îndoială cuvintele Mântuitorului Hristos care au o frumusețe extraordinară. Una dintre ele, spre exemplu, în lume, necazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Sau fiți desăvârșiți, precum Tatăl vostru cel ceresc desăvârșit este. Fiți sfinți, precum Tatăl vostru cel din cer sfânt este. Practic, sfințenia este o poruncă pentru fiecare om în parte, nu numai pentru unii. Adică sfințenia, desăvârșirea, perfecțiunea, viața morală, viața intelectuală, viața pe toate palierele ei, își cere sau primește de la Dumnezeu poruncă, fiecare om primește această poruncă. Dacă, să zicem, la începuturi, Dumnezeu a dat poruncă omului ca prin munca lui să se desăvârșească, să existe, să se hrănească, să evolueze, prin Iisus Hristos, porunca nouă pe care Dumnezeu o adresează oamenilor este aceea ca fiecare om să fie perfect. Să ajungă la perfecțiune și să se lupte cât mai mult cât cu putință el personal pentru perfecțiunea veșnică personală. Practic, consecințele asupra existenței noastre a creștinismului sunt fabuloase. Și atunci, cum poți să pui semne de îndoială pentru ceva care este atât de, cum să spun, evident? Îți pui întrebări cu privire la realitatea evidentă. Și mai este un aspect. Privesc asta și din punct de vedere al unui scriitor. Sau unui pictor, gândiți-vă că atunci când vrei să faci un portret, nu poți să surprinzi omul așa cum era el. Ai doar niște
detalii, niște lucruri asemănătoare. Dar nu poți să prinzi totul. Dacă vrei să scrii o carte ca scriitor sau dacă avem un personaj colectiv, extragi din acea realitate doar anumite date. Dacă vă uitați la Evanghelii și la faptele apostolilor și la ce spune Sfântul Apostol Pavel, toate aceste fapte au așa de multe detalii și atât de multe amănunte cu privire la viață, încât este imposibil ca o minte umană să cuprindă și să scrie ca o literatură, ca un bestseller, astfel de evanghelii. Să zicem că este un argument că toate sunt contrafăcute. Păi cum să pui la îndoială ceva care a modificat lumea din temelii, care a schimbat mentalități, gânduri, oameni, destine? Lumea întreagă, umanitatea întreagă este schimbată prin acele patru evanghelii și prin tot ce este teologii după aceea care au gândit, dar dacă ne gândim doar la Sfintele Evanghelii, ele au atât de multe detalii de viață și toate spuse într-un mod atât de concis, atât de redus la esență, încât o singură minte, ca scriitor, ca narator, așa este imposibil să surprindă atâtea detalii ale vieții, exact cum un portretist nu poate să surprindă realitatea însăși a chipului pe care vrea să-l picteze. Nu este posibil ca o minte umană să scrie și să narate, să scrie ca o narațiune, ca un construct mental, scrierile evanghelice, pentru că sunt atât de pline de realitate, încât depășește cu mult percepția, mintea, gândurile unui singur om sau mai multor oameni care, să zicem, că ar putea să contrafacă acele lucruri. În momentul în care scrii o carte, te focusezi doar pe anumite detalii, doar pe anumite lucruri, doar pe anumite narațiuni. Însă evangheliile sunt atât de pline de date, de informații, de lucruri ale vieții, încât este însăși realitatea și nu este portretul făcut de un pictor asupra unei realități. Adică să fie de ceva contrafăcut. Este plin, este atât de plină de esență și de construct puternic, este o reflectare a unei realități care este cu mult peste capacitatea unui om sau mai multor oameni de a construi. Gândiți-vă la acest aspect. În momentul în care construiești o carte, surprinzi anumite detalii din realitate. Uitați-vă la toate cărțile din istorie, la toți romancierii, la toți noveliștii, la toți care sunt fabuloși. Dar dacă comparați cartea unui romancier, o piesă de teatru, un construct mental, cu narațiunea celor patru evanghelii, o să vedeți o plinătate și o diferență fantastică dintre cartea unui scriitor, oricare ar fi el, chiar și de dinainte de Hristos, dialogurile platonice și toate celelalte, vorbesc de realitatea pe care la care trimite și evangheliile. Evangheliile sunt pline de o viață care depășește cu mult ceea ce se relatează în primul rând în ele. Este ceva imens, huge, realitatea pe care evangheliile le spun și realitatea unui narator, realitatea descrisă într-o carte. Realitatea descrisă într-o carte de un narator este cu mult mai mică, cu mult mai puțină față de realitatea aceea la care trimite Sfintele Evanghelii. Gândiți-vă și la acest aspect.